Grav accident de circulație pe DN6 în Drobeta, Turnu Severin. Mașina condusă de un șofer a lovit un autoturism în care se aflau două persoane, soț și soție, și un alt autoturism parcat, după care a fugit de la fața locului. Martorii povestesc că șoferul vinovat avea viteză și că se afla în mașină cu încă 3 sau 4 pasageri. După producerea impactului, toți au fugit de la fața locului. Eram la teatru pe bancă, de acolo s-a auzit mugâitura. Ăsta cu BMW-ul pe dreapta venea dinspre Sens, spre Timișoara, și a intrat cu viteză în Sens, a pierdut controlul volanului. Omul acela cu golful săracu, uitați cum arată mașina, putea să moară. Da, uite, se vede, da. Cel cu BMW a scăpat. Ar fi fugit? Nu, este pe aici. E în stare bună, nu a pățit nimic. Avea viteză? Cred că 160-170 de voie. Înțeleg că dumneavoastră lucrați aici și mașina dumneavoastră a fost de asemenea tamponată. Da, da. Ce ați auzit? Viteză, frene, scârțăituri și băbăitură. Și ați venit, ați văzut mașina lovită? Lovită, oamenii încarcerat, el dispărut. Nu mai era când ați coborât din unitatea? Nu mai era, da. Au fugit? Au fugit, da, unul, doi, nu știu cât. Și pur și simplu au lăsat mașina și oamenii... Oamenii încarcerat aici, am început de față. Nici măcar nu s-au uitat. Nici nu știm cine sunt. În urma impactului au fost rănite două persoane care au suferit politraumatisme și au fost transportate la spital. Detașamentul de pompieri de Drobeta a fost solicitat să intervină la un accident rutier provocat pe calea Timișoarei, la poarta numărul 2 a societății SCM Vaisa. La susținerea echipajelor, unde am deplasat o auto specială de smurt, o auto specială de lucru cu apă și spumă și un echipaj de descarcere, am găsit un număr de 3 autoturisme avariate. Unul dintre autoturisme era parcat, aparținând unui salariat al MEVA. Celelalte două participante la trafic au intrat în coliziune, au rezultat un număr de 2 victime găsite la fața locului. Șoferul, în momentul sosii pompierilor, era scos de către echipajele sa și cetățeni. Soția acestuia se afla încă prinsă în mașină, a fost extrasă de către echipajul de descarcerare și echipajele SAJ. Ambele persoane, soția, au plecat la primiri urgențe pentru investigații suplimentare. Este vorba despre șoferii, familia din autoturismul Marca Golf. Celălalt autoturism, din primele cercetări, se pare că un număr de 4-5 au fugit odată ce au produs accidentul, au fugit de la fața locului. S-au preluat 2 victime conștienți, cu politraumatisme minore. Este vorba de o familie, soț și soție, au fost transportați la spitalul județean pentru investigații. Necesită internare pentru o supraveghere mai amănunțită, având în vedere și vârsta victimelor care au fost implicate. În jur de 60-70 de ani. Polițiștii îl caută în continuare pe șoferul vinovat. Ancheta este cu atât mai dificilă cu cât proprietara mașinii, o tânără din Drobeta Turn, susține că ar fi împrumutat mașina unui potențial cumpărător. Una de la tine și mai avut 4 din la auzi. Două oameni cu rătură. Mașina ei? Mașina aici că dădu la unul să facă probe și el ai făcut probe de undoi. Cercetările sunt continuate atât pentru depistarea conducătorului auto, cât și pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.